De astăzi, severinenii pot consuma cu încredere apa de izvor de la fântâna Marinarul din Robeta, Turnul Severin. Municipalitatea a efectuat o serie de lucrări în zonă, iar la încheierea lor, analizele de laborator au indicat faptul că apa este sigură pentru consum. Domnul director, înțeleg că din acest moment apa de la fântâna din zona portului este potabilă, băubilă. În moment, da, este potabilă, este în parametri. Da, am aici analizele, au ieșit toate foarte bune. Toate au ieșit foarte bune. Da? Au fost probleme, s-a dezinfectat totul și atât. Bun. Primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, a dorit ca toate fântânile care au fost funcționale să fie reabilitate pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Dacă până nu demult Severinul nu mai avea nicio fântână cu apă potabilă, acum a fost redeschisă cea de-a doua, și anume fântâna Marinarul, după ce în urmă cu puțin timp a fost redeschisă cea de la cetatea medievală. O să beau un pahar de apă, să vedem exact, să fiu primul care... Dacă eu să am probleme, au zis că am probleme, să nu mai veniți, da? Începând de azi, sunt așteptat și la această fântână, din zona portului, unde era odată terasa Marinarul, peste drum. Am amenajat-o, am pus-o la punct. O să vă spun exact ce operațiune am făcut. Deci e potabilă, poate fi folosită de severineni și de toți cei care trec în zonă. Am și pus un afiș acolo, cu apa este bună de băut. Nu sunt probleme, este a doua fântână pe care am pus-o în valoare. Primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, a căutat cele mai bune soluții și a fost achiziționată cea mai performantă aparatură pentru a salva atât fântâna de la cetatea medievală, cât și fântâna Marinarul, pentru a putea fi redate severinenilor în deplină siguranță. Era necesar, este într-adevăr a doua fântână cu apă potabilă reabilitată în ultimele două luni. Noi chiar avem un program, un proiect prin care încercăm să reabilităm toate fântânile ce au avut odată apă potabilă. Nu este ușor, sunt investiții de făcut, dar este spre binele oamenilor, spre binele severinenilor. Aici am avut mai multe activități, am dezinfectat, am curățat izvoarele, cuva, zonele de conducte. În acest moment, așa cum arată și analizele ce le-am făcut în săptămâna trecută, apa este potabilă. Cred că ne-au ajutat puțin și ploile astea abundente din ultima perioadă, pentru că au împins mai rapid apa și a fost debitul mai mare și lucrul acesta cred că ne-a ajutat, dar în același timp și operațiunile făcute de primărie. Deci din acest moment îi așteptăm pe severineni să vină să ia apă și de aici. Fântâna situată pe Bulevardul Dunării din Drobeta, Turnul Severin, a fost redeschisă astăzi, după ce autoritățile locale au realizat aici mai multe lucrări de igienizare și de înlocuire a pieselor vechi și deteriorate. Imediat ce analizele de laborator au confirmat că apa este sigură pentru consum, fântâna a fost redeschisă. La fântână nu s-a putut consuma apă până acum, pentru că numărul de bacterii depășea valoarea zero, care este dată prin lege, și era valoare crescută puțin pe nitriți. După ce am primit rezultatele de laborator, s-a intervenit prin curățarea bazinului de la fântână, prin curățarea izvorului. De acolo am găsit deșeuri, am găsit nămol depozitat în cantități foarte mari, ceea ce ducea la creșterea microbilor în fântână. După ce am curățat totul și am dezinfectat și am prelevat din nou probe, apa a ieșit potabilă cu bacterii zero. Primăria Severinului are un plan să reabiliteze toate fântânile cu apă de izvor din municipiu. Pe lângă fântâna Marinarul, a fost reparată și redată oamenilor luna trecută și fântâna de la cetatea medievală, acolo unde municipalitatea a investit în echipamente speciale de tratare a apei. Apa de la fântâna Marinarul a redevenit potabilă după 5 ani. Lucrările efectuate în zonă au fost realizate cu bani de la bugetul local. Edilul orașului Marius Creciu a fost întotdeauna un om al comunității, care a pus nevoile cetățenilor pe primul plan, găsind cele mai bune soluții pentru a veni în sprijin.